alături de Daniel Bănățeanu, antrenorul secției de canotaj din cadrul CSM Călăraș. Bine ați venit! Bine v-am găsit, bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație! Aveți noutăți! 5 copii au plecat la campionatul european de tineret. Dați-ne mai multe detalii! Da, o mare bucurie! 5 copii din delegația României de canotaj au plecat la campionatul european de tineret, prima competiție care deschide sezonul acesta de după COVID sau în perioada COVID, să spun. O mare bucurie, se desfășoară în Duisburg, în Germania. La scurt timp, după o decizie a Federației Internaționale de anulare a Balcaniadei, care trebuia să se desfășoare, Balcaniada de junior, urma să se desfășoare la Iași, dar datorită condițiilor din țară, s-a hotărât anularea acestui eveniment. Spun că bucurie pentru că e o delegație numeroasă. În bărci diferite, pot să zic, acoperă toată plaja de ambarcațiuni sau majoritatea. Și aș începe cu bărcile mici ca să nu fie nedreptățit nimeni. Este vorba de Ailinca și Adriana, care din nou iau o sportivă mai micuță, mai tânără decât ea și o propulsează în fantastica probă de doi fără rame fete, unde deține, acum 2 ani, deține medalia de aur în această probă cu colega ei, care a mers, Maria Tivodariu, de la Dinamo, care a mers în altă embarcațiune. Într-o probă la fel de spectaculoasă, 4 vâzle, drugă Cristina. În 4 vâzle, vă spun, este probă câștigată la juniori, la europene, de fetița aceasta. A făcut pasul către tineret și iată că deja din primul an este în barca aceasta de viteză, care concurează de la egal la egal cu barca regină, proba regina sportului acesta, disciplinei canotaj, este vorba de 8+1, în care embarcațiune avem 2 sportive, Cașu Mădălina, care este campioana europeană de anul trecut în această probă, și Timochiu Liana, mai tânără, mezina, să zic, echipajului, care vine după o mică pauză, dar s-a descurcat cu brio și a prins locul în această embarcațiune. Iar la băieți avem un reprezentant, Stoica Antonio Dumitru, care deocamdată era incert, fiind rezervă într-o barcă foarte importantă, 4 vâzle, masculin, unde se caută, se obține un rezultat foarte, foarte bun și tocmai de aceasta, din această cauză, a fost luat ca rezervă, fiind foarte valoros, dar cu un pic mai mică experiență decât ceilalți. Ați menționat delegație numeroasă. România a plecat la acest campionat cu o delegație numeroasă. Vorbiți-mi un pic despre componența delegației. Aș vrea să vorbim la întoarcere, dacă nu vă supărați. Luni o să îi aștept la aeroport și atunci o să, când vin cu rezultatele, aș vrea chiar să facem o mică paralelă între CSM Călăraș și versus România. Ce să vă spun? Așteptăm cu nerăbdare, competiția începe mâine și poimâine se va finaliza cu finala. Condițiile de pregătire au fost deosebite într-un an, deosebit. Nu am întrerupt niciodată pregătirea, deși asta s-a recomandat. Am făcut demersuri și am reușit pe cât posibil să asigurăm copiilor acasă simulatoare, mă refer la cei de înaltă performanță, și am făcut pregătirea exact ca la școală online. Deci cu programe de pregătire, cu testări, astfel încât am reușit să fim aproape, pot spune, 100% de bine pregătiți la nivel de formă sportivă pentru această disciplină. Și iată că
s-a concretizat acest program de pregătire în selecționarea a 5 sportivi de la noi, de la club, ceea ce ne face să fim mândri și, bineînțeles, responsabili pentru competițiile următoare, pentru celelalte categorii de sportivi. Anul acesta a fost un an atipic, un an greu, un an cu pandemie, când am fost nevoiți să ne distanțăm, să nu ne mai întâlnim. Așa cum a spus și dumneavoastră, antrenamentele au fost făcute online, copiii au beneficiat de aparatură acasă. În schimb, la fel ca în anii precedenți, bănuiesc că și anul ăsta vom vorbi despre campioni. An de an, secția de canotaj vine campion mondial, campion european, campion național. Așa ne-ați învățat, cel puțin în ultimii 10 ani, an de an se vorbește despre campioni. Cum vedeți sfârșitul acesta de an? Un an greu, repet. Dacă ne ajută Dumnezeu, sperăm să menținem această tradiție. Dar, din păcate, nu depinde doar de Dumnezeu, mai depinde și de alți factori. Ce să spun? Pot să spun de club că domnul director caută să îi țin aproape pe acești copii, așa cum am mai spus în nenumărate rânduri, sportul de înaltă performanță cere cele mai înalte, să zic, condiții de atins și atunci este foarte greu pentru cei care își doresc asta, adică în speță clubul CSM Călăraș, să țină de acești copii cu dinții, să spun, pentru că sunt creația noastră, sunt formați de noi și atunci ne doare. Sunt copiii noștri, efectiv. Sunt copii foarte buni, cu rezultate deosebite și bănuiesc că sunt curtați de marile cluburi. Nu că sunt curtați, pot să spun că sunt forțați, nu pot să spun altfel. Da, dar noi, cum să zic eu... Faceți tot posibilul să-i țineți aici. Facem tot posibilul, da, și eforturile sunt fantastice, vă dați seama. Să ai o vedetă, în ghilimele... Și ați avut în fiecare an, aveți, și nu una. Le avem, le avem. Și dacă se ținea Olimpiada anul acesta, cu certitudine, 3 sportivi ne reprezentau la Jocurile Olimpice. Acum, pentru că s-a amânat pe anul viitor, sperăm să fie cel puțin la fel, dacă nu mai mulți, că au mai crescut copilași între timp. Timpul nu stă pe loc, e un pic dezavantajos, sau a fost această pandemie dezavantajoasă pentru cei care au fost un pic mai nemotivați, au fost un pic mai în vârstă și s-a constatat o scădere a interesului, să spun așa, a unor sportivi, ceea ce a dus la mișcări de trupe. Vă dați seama că singur în așa zisa celulă de criză, să spunem, e foarte dificil să nu o iei razna. Deci doar dacă ești foarte puternic și foarte bine motivat. Și aici la motivație urmează să vedem ce ne mai motivează. În afară de acest campionat, vor mai fi competiții până la finele anului? Da, această competiție, v-am spus, declanșează sau deschide o serie de evenimente foarte importante pentru Olimpiada viitoare, care au ca scop calificare sau testare a valorii echipajelor pe toate palierele, pentru că și această olimpiadă nu este doar a celor mari, ci și a celor mici, pentru că se regăsesc în idolii lor, în modelele lor pe care vor dori să cel puțin să le ajungă, dacă nu să le depășească. Va fi la sfârșitul, chiar am primit acum un mesaj, la sfârșitul acestei luni va fi campionatul național de canotaj viteză, juniori, la Iași și imediat după Cupa Federației, care va avea ca scop reîntregirea loturilor, pentru că e timpul de a face pasul către o categorie de vârstă mai superioară
și atunci se reîmprospătează în permanență loturile de sportivi. 2021 va fi un an de foc, Olimpiada. V-ați creionat un lot, v-ați gândit cu ce sportivi veți merge. Bine, acest lucru se va decide și în funcție de calificările care vor fi făcute până la finele anului. Însă, ca un element de noutate, știu că era o dorință a dumneavoastră de a avea reprezentant pentru prima dată la Paralimpici. Da, pentru Olimpiadă, și aș vrea să mă audă Dumnezeu, mă rog la el să fie așa, pentru că v-am zis, anul acesta cu certitudine era sportiva Ilinca Adriana, Chioseaua Alexandru, care a trecut la categoria de seniori și nu mai face obiectul acestei competiții, deși anul trecut ieșise campion european de la 4+1 de tineret. Acum se pregătește în embarcațiunea de 8+1 seniori, tocmai în speranța de a participa la Olimpiadă. Cu putere vine Ailinca Adriana, care la fel era calificată în barca de 4 fără, și ne așteptăm la Cașu Mădălina, care a avut mici probleme de tehnică, să se regăsească și să prindă un loc în barca de 8+1. Barca de tineret, iată că a prins-o, sper și mă rog la Dumnezeu să fie un rezultat cât mai bun, care să-i dea încredere că s-a redescoperit, s-a refăcut în totalitate și să ne bucure așa cum ne-a bucurat în ultimul timp. Domnule antrenor, vă mulțumesc pentru prezență și vă așteptăm cu vești bune la începutul săptămânii viitoare. Și eu vă mulțumesc mult pentru această ocazie și să sperăm că o să venim cu rezultate frumoase și într-o echipă mai numeroasă. Și vreau să le mulțumesc colegilor mei, domnului director Chirilă Dumitru, care a crezut în noi, crede și ne-a dat concursul inclusiv la această, să zic, distanțarea simulatoarelor față de secție. A înțeles nevoia pentru performanță și am putut să facem posibil această pregătire. Și, repet, s-a concretizat în această participare numeroasă a sportivilor de la CSM Călăraș la această importantă competiție. În situații deosebite, luăm măsuri deosebite. Important este... Să sperăm că aducem și rezultate deosebite. Mă scuzați că... Vă așteptăm luni cu rezultatele de la campionat. Vă mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc.